Bună seara domnilor și domnilor, sunt Mihai Daniel, bun venit la știrile Crypto. Astăzi 10 aprilie 2024, o zi în care piața a fost destul de vulnerabilă. Asta pentru că au venit știri din economia americană, erau așteptate știri legate de inflație, vorbim și despre asta. Prețul Bitcoin a fost impactat, cred că nu a fost o mare dramă, însă altcoinurile au sângerat destul de puternic, putem spune, și au generat oportunități interesante pentru cei cărora nu le tremură mâna. Ca idee, oportunitățile bune nu sunt atunci când piața este verde 7 zile consecutive, oportunitățile sunt când piața este roșie și când piața are corecții. Piața cripto are un catalist senzațional care se numește lăcomie. În piața cripto, ca și în orice piață financiară, avem un alt aspect extrem de important, emoțiile, da? Partea psihologică, controlul emoțional este o mare artă, iar cei care ajung să o stăpânească vor fi câștigători. Articolul de față zice că un crypto trader a împărtășit 7 sfaturi sau tricks and tips, da? Cum să cumperi meme coinuri care vor face 100x. Eu merg pe acest articol doar de dragul de a vedea ce zice. Și zice așa: ca să ai succes în meme coins, trebuie să anticipezi care monede vor merge bazat pe succesul din trecut. Da? Adică gen e ca și cum te-ai uitat la Bong sau la Tron sau la Dogecoin sau Shiba și să vezi ce au făcut în trecut, da? Ca să anticipezi. Zice să cauți meme coin care au market cap mai mare de 1 miliard. Cumpără aceste meme coin-uri, zice, când nimeni nu vrea să le cumpere, adică când au corecție. Păstrează 20-30% din profituri pentru atunci când acestea au corecții majore. Să te focusezi să fii 1% minoritate, nu știu ce îmi zice, să ai răbdare și convingere. Asta cu răbdarea o înțeleg, convingerea, sunt unele proiecte care nu vor reveni niciodată. În acest bear market, mai mult de 72% din proiecte și-au cam pierdut vlag. Dragilor, vă zic un lucru. Americanii vor să domine piața cripto, piața financiară. Apple Pay face un parteneriat cu Coinbase în Marea Britanie pentru a asigura siguranța și securitatea tranzacțiilor, astfel utilizatorii de Coinbase pot folosi Apple Pay, adică cardurile stocate direct, să cumpere cu Apple Pay criptomonede ca Bitcoin și Ethereum de pe platforma Coinbase. În afară de titlu, vă zic, americanii se luptă pentru supremație în piața cripto și o să vedeți pe parcursul timpului la ce mă refer. Săptămâna asta urmează noi reglementări pentru piața de stablecoin în Statele Unite. Ce pot să vă zic este că nu doar în Statele Unite se întâmplă lucruri. O să vedeți, tot ce vă pot zice este că va fi o vară extrem de interesantă, rețineți, extrem de interesantă, mai ales din perspectiva stablecoin-urilor. La momentul în care o să pot divulga mai mult, am să vă spun. Până atunci pot să vă zic așa, eu personal încep să regândesc modul în care folosesc stablecoins, da? Și voi face shift-ul ușor-ușor de la USDT către USDC și o să văd ce alte variante sunt. Cine are urechi să audă, aude, cine nu, ne vom auzi cu altă ocazie. Ethereum putem spune că încă este bullish, a revenit pentru o perioadă scurtă în zona de 3600 spre 3700, însă a coborât și sub 3500, este un zigzag, un ping-pong. Momentan este un joc de așteptare. Avem o piață sideways în care se pot face profituri, poți avea emoții, dar nu este o piață prăpăstioasă, adică nu este un bear market, dar nici un bull market agresiv. Suntem într-o zonă de consolidare în care dacă înveți zonele de suport și rezistență și ai și răbdare pe lângă altele, poți să faci niște bani corecți.
Ce se întâmplă în piață? Păi, ce să se întâmple? Acesta este graficul Bitcoin pe 4 ore. Lumânarea aceasta roșie cu codiță care s-a dus până la 67.500, da? Este lumânarea de la aflarea știrilor legate de inflație, da? Nu este o dramă, nu se întâmplă nimic. Linia albastră este 200 moving average pe 4 ore, un suport pe care îl ținem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 32 de ore, adică de o zi și jumătate. Probabil era anticipată această chestie cu CPI-ul, cu inflația, datele despre inflație. Avem un bear flag pe 4 ore, da? Care, na, ce să zic, în caz că se validează acest bear flag, eu îmi fac datoria, este el mai ciudățel, hai să zicem că are 5.31, da? Dacă ar fi să se valideze acest bear flag, am putea anticipa o corecție până la până în zona asta, da? Vedeți suportul meu, 65.000. Da, o zonă în care s-ar crea o panică în piață, de zici că vine sfârșitul lumii. Probabilitatea să se întâmple există, da? Dacă pierdem acest 200 moving average pe 4 ore, da, și închidem cu lumânare sub acest 200 moving average, da? Atunci sunt șanse să ne ducem până aici, o zonă de suport destul de solidă, adică nu mi-aș face așa mari griji că o putem pierde. Bine, am fost optimist și cu 50 moving average și cu 20, da? Deocamdată asta e un suport solid. Rămâne de văzut. V-am zis, dacă îl sparge, ne ducem aici, nu este sfârșitul lumii, nu este catastrofă. În schimb, dacă revine peste 69.500 pe 4 ore, atunci mă aștept din nou la o retestare către zona asta de 72.000 de dolari. Cam așa văd lucrurile. Dragilor, sunt Mihai Daniel și vă mulțumesc că vă uitați la mine. Alături de mine sunt cei de la Red.pay, sponsorul știrilor de la ora 19, un crypto wallet cu un card Visa Platinum Business, aș spune unul din cele mai șmechere produse care există pe piață. Oamenii, feedback-ul este un extraordinar. Odată ce ajung să înțeleagă cum funcționează acest card și faptul că tu în el îți deții banii tăi, e ca și cum ai avea MetaMask cu card sau ca și cum ai avea Trust Wallet cu card. E ceva ce vis, da? Vis. Din perspectiva cash-out-ului, din perspectiva încasărilor, din perspectiva a cheltuit banii. Se instalează foarte ușor, are KYC, au 50 de milioane fond de garantare pentru fondurile depuse pe platformă, au 100 de mii de dolari limită de payment, ceea ce este huge, adică huge, 100 de mii de dolari pe zi e ceva enorm. Cei care aveți și cardul, pe care vi-l recomand, e un card foarte șmecher, puteți să retrageți de la bancomat până nebuniți. Adică dacă găsiți bancomate cu 100.000 de euro într-o zi, puteți retrage banii aceia. Așa că, dacă nu l-ați instalat încă, dacă nu l-ați activat, aveți linkul în descrierea acestui clip. O să apară acum și o imagine pe ecran unde scrie comandă cardul Red.pay, cel mai șmecher card cripto posibil.